Bun regăsit, doamnelor și domnilor, vă spun și astăzi cu același drag ca de fiecare dată. Dacă sunteți preocupați de creșterea și educarea copiilor, de relația pe care o aveți cu ei și de felul în care o puteți îmbunătăți, astfel încât să depășiți împreună mai ușor posibilele obstacole, ei bine, ați nimerit unde trebuie. Aici facem schimb de experiențe și împărtășim opiniile noastre, încercând să răspundem întrebărilor pe care ni le adresați prin mesaje. Tema discuției de astăzi pornește de la mesajul pe care una dintre ascultătoarele noastre ni l-a trimis. Iată ce ne spune. Fetița noastră tocmai a împlinit 3 ani și ne-am hotărât ca anul acesta să o înscriem la grădiniță. Eu am mari emoții pentru că nu știu cum și dacă se va adapta, având în vedere că nu a stat niciodată despărțită de noi. Nu aș vrea să simtă că o abandonăm acolo. Gândul că s-ar putea să plângă, iar eu nu voi fi în preajmă, nu-mi dă pace. Cum ar trebui să o pregătesc pentru această nouă etapă? Ce sfaturi aveți pentru mine? Vom încerca să oferim câteva răspunsuri, însă, înainte de asta, trebuie să aflați cine se află astăzi aici, între noi mamele. Penina Cirț, de profesie jurnalist. Este mama a 2 copii. David, Lucas și Amalia, Sara. O perioadă dificilă a fost în pandemie, când nu a putut să iasă cu copiii afară din cauza restricțiilor impuse. Amalia abia învățase să meargă. David era un preșcolar energic și foarte jucăuș. Însă toate provocările le-au trecut cu bine și astăzi se bucură de 2 copii minunați, care în ciuda diferențelor de vârstă se joacă împreună și chiar se unesc în năzbât. Pentru ea și copiii ei, momentele petrecute împreună sunt cele mai valoroase, pentru că astfel creează amintiri care nu se vor uita niciodată. Ileana Ciutan este editor video. Iubește să-i cânte băiatului ei în fiecare seară la culcare. Consideră că rolul de mamă este o continuă provocare și se roagă să primească înzecit îndelungă răbdare. Penina, Ileana, bine ați revenit, mă bucur să fim și astăzi împreună cu un subiect frumos, zic eu. Mă întorc destul de mult în timp gândindu-mă la grădiniță. Voi sunteți încă mămici de copii de grădiniță, sunteți la această etapă și aș vrea să vă întreb ce vârstă aveau copiii când i-ați înscris la grădiniță? Sebi avea în jur de 2 ani când, de fapt, n-aș putea să zic înscris, a fost așa un fel de ad hoc, așa o grădiniță mai mititică împreună cu câțiva copii. Iar noi plăteam educatoarea și a avut la început o perioadă în care el chiar nu vorbea, el n-a vorbit până la 2 ani și jumătate. Și, deci el când a mers la grădiniță încă nu vorbea. Nu vorbea, n-a vrut să vorbească. El știa foarte bine totul, înțelegea. Dar nu voia el. Da. Și la 2 ani și jumătate a început să vorbească și a dat drumul, totul a fost în regulă, a învățat foarte multe lucruri de la educatoarea respectivă, Corina, pe care o stimez foarte mult pentru tot ce a făcut pentru Sebi. Și apoi anul trecut l-am dus la Mihai Ionescu, la grădiniță, acolo a fost într-o colectivitate mult mai mare, atunci aveam mult mai multe boli, am avut de tras cu el. Iar anul ăsta este grupa mare și continuă la Mihai Ionescu. Și vă pregătiți de școală. Da. Încet, încet. Și eu mă întorc în timp când mă gândesc că cum l-am dus pentru prima dată pe David la grădiniță. El acum are 10 ani și l-am dus la 4 ani la grădiniță. Noi l-am dus la o grădiniță particulară și s-a acomodat foarte bine. Într-adevăr, în primul an destul de multe răceli, fiind în colectivitate, dar a
fost bine. Și Amalia la ce Și vârstă? Amalia, pe ea am dus-o, da, de la 3 ani jumate, deci tot aproape 4 ani. Da. Vă întreb de vârstă, pentru că în funcție de vârsta copilului și temerile mămicii cumva diferă. Cu cât este mai mic, cu atât ai mai multe temeri. Exact. Și privești cu mai mare teamă această schimbare și această etapă din viața copilului și din viața ta, a mămicii. Vă mai amintiți ce temeri aveați înainte de a face acest pas? Eu mi-aduc aminte, în special la David, pentru că el fiind primul copil, cu el am debutat în multe, și ca părinte. Și mi-aduc aminte că tot amânam să-l înscriu la grădiniță. Îl mai ținem puțin. Parcă tot voiam să-l ținem lângă noi și, într-adevăr, mă gândeam că trece prea repede timpul. Da, acolo va sta 5 ore, 4 ore, după ce am mers la program lung. Nu o consideram ca pe un abandon, ci o luam că voiam să mă conectez cât mai mult cu el și îl vedeam cum crește și parcă simțeam că nu aș dori, aș mai vrea să-l mai țin lângă mine, dar cumva asta nu s-a transmis la David. În schimb, la Amalia, adică el s-a acomodat foarte repede, în schimb, la Amalia n-am avut nicio problemă, de-abia așteptam să înceapă grădinița, pentru că am văzut cât de repede s-a acomodat David și ne-a surprins și Amalia în bine. Mi-aduc aminte că îmi spunea soțul meu, când am dus-o prima dată, atunci n-am putut să merg, am mers doar la festivitate și a trebuit să plec și el a dus-o în clasă și toți copiii au început să, nu toți, unii dintre copii, da, majoritatea, plângeau, ce era acolo un haos total. Mămicile nu știau cum să îi liniștească pe copii, educatoarea era debuzolată, deja nu mai știa, și Amalia s-a uitat la ei și încerca să îi încurajeze, chiar s-a dat, de ce plângi, că aici o să ne simțim bine, o să ne jucăm. Da, mi-am dat seama că văzându-l pe David mergând în fiecare zi la școală, ea și-a dorit foarte mult să meargă la grădiniță. Merge și ea la școală, la grădinița ei. Și David i-a spus, păi la grădiniță o să fie distracție, n-ai teme, nu vă jucați de dimineață până seara, o să vezi ce fain o să fie. Felul în care fratele ei mai mare i-a vorbit, pentru ea a fost ca un cerc de distracție acolo și nu i s-a părut deloc că se desparte de noi, deși ea este mult mai legată, mult mai atașată de mine decât David. David e mult mai independent. Spuneai, Ileana, că l-ai dat pe Sebi la grădiniță, mă rog, într-un sistem destul de restrâns, dar totuși era o despărțire de tine, clar, la o vârstă destul de mică. Ce temeri aveai, având în vedere că și el era foarte micuț și nici nu vorbea ca să-și exprime cumva simțămintele? Da, a fost o perioadă dificilă pentru noi, mai ales că încă la lăptam și întotdeauna când este alăptat, copilul este mult mai dependent de părinte, de mamă. Și mama de el. Și mama de el. Am întrerupt atunci, știu că am întrerupt chiar la 2 ani și un pic alăptarea, tocmai pentru că era timpul să fie să se producă decizia. Și această despărțire. Și atunci am observat diferența, adică la câteva săptămâni deja era mult mai bine fără mine. Adică se adapta mult mai repede acolo cu copiii. La început a fost destul de greu. El nu este foarte sociabil așa, cum sunt copiii pe nine care seamănă cu ea. Da, da. Să știți, ne-am întrebat și noi. Da, continuă, Ileana. Da. Și atunci a fost mai grea adaptarea, a fost și mai grea adaptarea la Mihai Ionescu, pentru că sunt mulți copii și acolo s-a adaptat mai greuț și faptul că ea avea un program lung l-a afectat, pentru că în primii ani a stat numai până la ora 1 și era... dormea acasă, adică era în mediul lui. Aici trebuia să doarmă acolo până la ora 4
Și atunci lui nu i-a convenit ideea de a dormi acolo. Mersul la somn se întâmplă mersul la somn nu a fost pentru el. Și atunci, după un an de grădiniță, abia spre final au convins îngrijitoarele să stea la marginea patului ca să adormă un pic, dar în rest... Da, să știți că și noi avem probleme cu somnul. Bine, Amalia depinde de zile, dar și la David. David, când venea timpul să se culce, mami, nu-mi vine să dorm. Păi, dar tu știi câte jucării erau acolo, cum să dorm când e atâta distrat și atâția copii și să stau atâta, da, și să faci liniște. Da. Citind mesajul mămicii care ne-a scris, m-am întors în timp și cred că la fel l-aș fi scris și eu. Pe băiețelul cel mare l-am dat la grădiniță chiar în perioada imediat de după nașterea frățiorului lui și pentru mine asta a fost o mare temere că el se va simți abandonat și că îl trimitem de acasă tocmai ca să avem mai mult timp pentru celălalt. Și cu inima foarte strânsă l-am dus la grădiniță, dar l-am dat la program scurt, cât s-a putut de scurt, astfel încât după amiezele să le petreacă cu noi acasă, să mănânce acasă, să doarmă. Și adaptarea cumva a fost treptată și ușoară, având în vedere că avea deja 4 anișori, înțelegea cum stau lucrurile, dar pentru mine tot a fost o mare temere, tocmai să nu-mi doream să se simtă abandonat și trimis de acasă din cauza frățiorului. Cum i-ați pregătit pe copii pentru pasul acesta? În cazul lui David, eu cred că el a simțit cumva la mine temerea asta, pentru că atunci când îl lăsam la program, întâi erau zile când îl luam la scurt, erau zile când îl lăsam la program lung, pentru că aveam la serviciu mai mult program mai mult și ore mai multe, sunt obosită. Și totdeauna când îi spuneam te lăsăm la program lung, avea temerea asta, da, veniți după mine să mă luați, dar cum să nu? Dacă era o întârziere, se simțea de parcă, dar știi, aproape toți cu părinții au venit, trebuia să veniți la timp să mă luați. În rest, adaptarea a fost foarte bună la el, fiind un copil sociabil și îi plăcea să se joace, dar și-a făcut și prieteni pe viață acolo. Noi locuiam atunci în Târgoviște, s-a conectat atât de bine cu un băiat de vârsta lui, ei și acum țin legătura, David, la zeci de kilometri de el, vorbesc prin WhatsApp, dar nu să se joace pe telefon, ci unul construiește Lego la el în cameră, celălalt departe și își arată fiecare. Faptul că s-a conectat cu un copil, asta îl motiva foarte mult să meargă la grădiniță zilnic, pentru că și sculatul de dimineață era o provocare în cazul lui David, și la Amalia se întâmplă. Cum l-am motivat să meargă la grădiniță? Tocmai ideea asta că el voia să se joace cu mai mulți copii, socializeze. Să socializeze, da. Și atunci s-a pliat foarte bine pe ceea ce își dorea. Acolo a găsit mulți copii și a reușit să se și conecteze cu unul, pentru că nu cu toți copiii te poți împrieteni, dar când este un prieten acolo de nădejde și știi că în fiecare zi îl vezi la grădiniță, el și acum își amintește cum l-a întâlnit pe Andrei, cum s-au împrietenit și țin legătura. Ideea de a fi în colectivitate și a se juca în grup, asta l-a atras foarte mult. Și atunci noi am încercat să-i explicăm și să-i descriem cum e la grădiniță. Uite, acolo vei avea activități, pe lângă faptul că veți face tot felul de lucruri interesante, vă veți juca toată ziua. Și da, îmi spune, da, de multe ori îmi zice, mami, să știi că nu ne-am jucat toată ziua, că doamna ne-a pus să și scriem, ne-a pus să și... Da. E bine, zice. Au fost echilibrate, da, tot. Da. Cum poți pregăti un copil de 2 ani? Pentru îl poți pregăti? Sau îl arunci în bazin și va învăța să înoate? La început am stat un pic cu el, pentru că ne-a și permis cadrul.
dar am și avut, educatoarea a fost o tipă foarte deșteaptă și a știut cu ce să-l atragă și a dat seama ce-i place și a dat seama, lui plăcea foarte mult să construiască Lego cum băieților de obicei le place și erau Lego-uri pe acolo, a știut să-l îndrume, să-l atragă, da. Iar în ce privește cealaltă etapă, când am mers împreună cu mai mulți copii, deja avea 4 ani și mie mi s-a părut mai grea etapa asta. Pentru că în fiecare dimineață plângea când îl duceam. Lui nu-i place să doarmă acolo și asta îl făcea tot timpul să plângă, că nu mă mai lăsați. Nu-și dorea, nu-i plăcea cadrul în care este sau nu? Nu, pur și simplu, despărțirea de voi, da, era dureroasă. Era cumva, el asociază dormitul la prânz cu mine, că eu de obicei îl culcam la prânz, de obicei tot timpul l-am culcat eu la prânz. Și cred că asta e marea lui problemă, că el nu vrea să doarmă într-un alt cadru decât cu mine și este destul de încăpățânat, adică nu reușește nimeni să-l convingă să facă altfel. Și într-un final i-am luat un pluș care să fie cumva amintirea de la mine și să poată să doarmă cu plușul respectiv. Am mers vreo 2 zile așa, pe urmă n-am mai mers, a zis că el nu mai vrea plușul. Era un cățeluș chiar drăguț, dar nu, dacă nu a mai vrut... Dacă n-a fost acceptat. N-a fost. Și acum și-a făcut și prieteni și cred că de anul ăsta, în sfârșit, este prima dată când nu mai plânge când îl duc la grădiniță. Mi se pare o perseverență din partea voastră extraordinară, pentru că iată a fost dat destul de mic și abia acum, când deja e grupa mare, poți să spui că abia s-a acomodat. Ce fain, da? Da. Sunt și greșeli pe care le pot face părinții și care pot agrava cumva situația aceasta și pot face ca acomodarea să fie mai dificilă față de cum ar fi în mod obișnuit? Da, eu mi-aduc aminte, tot spunându-mi soțul meu, în prima zi de grădinița Amaliei, când toată lumea plângea, mă refer la copii și era un haos total, Amalia era liniștită și nedumerită, că băi, aici e distracție, de ce plângeți? Stați că nu înțeleg, ea știa altă variantă, versiune de la fratele ei. Și una dintre mămici, asta am reținut-o pentru că mi-a povestit acasă, una dintre mămici a spus, dacă mai plângi, te las aici. Ideea asta de abandon pe care o transmis copilului, normal că imediat copilul și mai mult se agață de tine și spune... Adică sau dacă nu ești cu minte, te duc la grădiniță, da, exact, și nu te mai iau de acolo. Da. Păi, trebuie să-i descrii copilului că acolo este un cadru unde se va întâmpla multe lucruri și se va întâlni cu copii și va avea parte de experiențe frumoase și jucării, alte jucării decât acasă. Și adică, nici de cum nu va fi lăsat acolo. Exact, cu asta, da. Și a mâncarea, atracție. Câte progrese a făcut Amalia de când merge la grădiniță, se îmbracă singură pentru că le vede pe celelalte fetițe când merge la programul. Păi cum? Eu, mami, mi-am pus pijamaua singură. Nu, și mănânc singură acasă. Îi mai dă mami, mai se alintă, mai... progres de la săptămână la alta, nu venea să mă duc eu, mami, și mă schimb. Acum avem o dificultate la alegerea hainelor, eu îi pun cu ce să se îmbrace, zice, nu, vreau altceva, deci trebuie să negociem. Adică depinde foarte mult cum îl introduci pe copil în cadru, pentru că în momentul în care copilul simte că ar fi ca o pedeapsă că îl trimiți acolo sau lasă că nu mai vin după tine sau... Asta este un exemplu. Nu a fost în cazul nostru pentru că, nu știu, acum când am schimbat grădinița, a spus, nu mai merg la grădinița mică, mă duc la grădinița mare, că am mai crescut. Adică, erau ne și miram. Am spus, mă, poate se atașa de cealaltă educatoare. Nu. Și ne mirăm și noi, să știți că de multe ori ne întrebăm, dar cum de sunt așa sociabili? Chiar vorbeam cu Daniel, nu știu ce...
e ceva bun care s-a întâmplat. E și, ceva genetic, da, sau spun poate, eu. Da, să știi că asta e, dacă le place să se joace cu mai mulți copii, îi văd și în parc, ei repede se conectează. Cred că depinde de copil, dar și de felul în care părintele i-a transmis. În momentul în care încep cu amenințări, categoric, când copilul e sensibil și dorește să stea mai mult cu tine și spui, lasă, dacă mai plângi, te las aici, adică mi s-a părut... Da. Cine să-și mai dorească? Nu. E clar. Ai identificat și alte greșeli? Când l-am dus la grupa mijlocie anul trecut, soțul meu era atât de dornic să aibă un pic de timp liber în care să nu fie, că el stătea tot timpul cu noi acasă, încât l-a lăsat până la... până la 6. Deci în prima zi l-a lăsat până la 6. Și vă dați seama cum a venit Sebi acasă morcovit, că l-am ținut și ce făceam, că nu mai venea nimeni după el. Și deci era, i-am zis, măi, iubire, nu trebuia să-l lași chiar atât, că din prima a fost traumatizant pentru el. Asta mi-a cumva... dus și eu aminte că s-a întâmplat de câteva ori tot așa să-l iau printre ultimii. Da. Nu a știut să-mi povestească din ziua respectivă alte lucruri pe care le-a făcut, dar a știut să-mi povestească exact cât a durat de mult pentru el, oricum timpul era avea altă măsură. Altă dimensiune. A fost o eternitate de când a plecat copilul dinaintea lui și cât a stat el singur și că era grădinița goală, că n-a avut cu cine să se joace. Deci aia mi-a spus-o de-a fi rămân. Dar și atunci și eu m-am gândit că nu mai gata, trebuie să fim la timp. Și era foarte atent din momentul ăla, în fiecare zi îmi spunea: sper că nu plec ultimul. Să știi că și David, când a avut așa experiența, exact așa ne spune. Dar să nu veniți târziu, că mai sunt unul, doi copii sau... Odată chiar s-a întâmplat să fie ultimul. Și chiar ne-a spus, am crezut că nu mai veniți. Deci da. Atunci a avut timp să stea să le observe pe doamne și să-mi spună și ce nu le convine din ce vorbeau și... Deci a fost foarte, l-a marcat foarte mult experiența aia și erau, eu mi-am dat seama că au fost câteva minute între ultimul copil și, dar lui s-a părut o eternitate și trebuie să fim conștienți de cum măsoară ei timpul mai ales și că despărțirea de noi oricum pentru ei e foarte lungă. Chiar dacă sunt la program scurt, cu atât mai mult dacă sunt la program lung. Ce sfaturi aveți pentru mămica noastră, cea care ne-a scris? Pentru că, iată, ne cere un sfat cum să facă acomodarea mai ușoară. Eu cred că depinde de la mămică la mămică, dar să o ia treptat. Dacă simte în prima zi că are o reținere, este greu să-l lase pe copil, cum mi-a fost și mie în cazul lui David. Mă gândeam, vai, cum va fi tratat acolo, cum se va acomoda, dacă va plânge. Este o anxietate, este o îngrijorare a mamei. Și este normal să le aibă. Este normal, da, să se înțeleagă și să vadă partea plină a paharului. Adică și noi am fost la grădiniță și alții și este o altă etapă în dezvoltarea copilului. Și fiecare zi să o ia așa cum vine. Pentru că se va obișnui și va merge treptat. Din reacțiile copilului, dacă vine acasă și spune ce frumos a fost la grădiniță, ia uite ce s-a întâmplat astăzi, bineînțeles că mămica va fi încântată și va ști că e pe mâini bune. Dacă are parte de experiențe negative, atunci iar este un plus de îngrijorare pentru ea. Dar trebuie să găsească calea de mijloc și să găsească soluțiile astfel încât să vorbească și cu educatoarele sau ce s-a întâmplat atunci. Pentru că fiecare etapă în dezvoltarea copilului este foarte importantă. Nu putem să oprim dezvoltarea lui și are nevoie de colectivitate, are nevoie să socializeze cu copiii, are nevoie să se conecteze cu alți copii. Asta am înțeles-o treptat. La Amalia a fost natural. Știam că va fi bine, știam că se va descurca și totul este de obișnuit. E mai greu la început, dar treptat lucrurile vor deveni naturale.
Da, un sfat pentru ea ar fi să încerce ea să se desprindă cumva de copil, pentru că odată ce noi suntem siguri pe ce avem de făcut ca părinți, și copilul simte asta și cumva îi transmitem siguranță, da, fericirea noastră că el urmează o nouă etapă. Și în plus, noi ne rugăm foarte mult pentru chestia asta și mereu mă rog cu Sebi înainte de grădiniță ca el să aibă o zi bună acolo și să fie fericit. Și pentru el asta e foarte important. Poate și asta va ajuta mămica respectivă. Exact, cu siguranță. Dragele mele, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ați împărtășit experiențele voastre cu mine și cu mămicile de acasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru că ne-ați însoțit până la final. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, însă până atunci adresa de e-mail intrenoimamele@speranțatv.ro rămâne mijlocul prin care putem comunica. Grădinița reprezintă o etapă firească în dezvoltarea oricălui copil. Cu toate acestea, adaptarea la grădinița a copiilor, acomodarea lor cu această situație nouă de viață, presupune un proces unic și singular, atât pentru micuți, cât și pentru familiile lor. Nu doar universul copilului se schimbă odată cu intrarea la grădiniță, ci al întregii familii. Părinții înșiși trebuie să se adapteze cu faptul că fiul sau fiica lor va merge în colectivitate. În special, mama este cea care trebuie să simtă că este suficient de pregătită să poată să-și lase copilul pentru mai multe ore, în fiecare zi, în grija unei doamne poate necunoscute, într-un mediu pe care nu-l poate controla, alături de copii despre care nu știe mai nimic. Pregătiți copilul pentru acest pas, vorbindu-i frumos despre ce va urma și despre beneficiile pe care le va obține mergând la grădiniță și astfel va deveni curios și își va dori să ajungă mai repede acolo. Fiți apropiați de educatoare și acordați-le încredere, comunicați cu acestea, pentru că, timp de câțiva ani, scopul trebuie să fie comun. Dezvoltarea frumoasă și armonioasă a copilului. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!